Ok, și bună ziua, primii, bine ați revenit la un nou video care o să te voce mine și acum. Eu joc Minecraft, când o să fie un joc o să pornesc acest video. Ok, și iată am venit în joc. În acest joc eu m-am pus să lucrez fermier. Iată a venit noaptea și... Ei, dă-te de pe patul meu. Da, eu știu că e patul tău, dar ce să-ți fac? Hai, gete, dă-te. Eu dorm. Ok, aici este prima mea zi de lucru. Albine! Vedeți? Albine. Ok, ce este lucrul meu? Lucrul meu este fermier. Ok, hai să luăm ce am. Ok, hai să luăm. Ce să luăm? Ok, unde este fermier? Așa. Ok, hai să luăm tot ce este sădit. De început, șeful acestei sat mi-a dat 64 de bani, de lei. Și de lei ăștia o să mi-o cumpăr... Hai să punem mai departe. Ah, da, și nu uităm să sădim înapoi. Și unde pleacă toată mâncarea care am luat-o? Toată mâncarea pleacă... la șef și toată mâncarea pleacă la șef și șeful această mâncare o dă la oameni și mie îmi dă dublu porție. Ok, hai să sădim. Ce se... Băi, ce cu Minecraft-ul nu s-a întâmplat. Ok, hai să sădim. Ups, scuzați-mă. Ups. Ok, mă hadem la altă fermă. Să vedem ce este aici. Bună ziua, cineva este? Bă, cineva aici este? Ok, da, aici. Nu, nimeni, hai să continuăm mai departe. Băi, unde este fermă? Numai ce... N-are cum un sat să hrănească cu o fermă. Maximum într-un sat sunt 3 ferme. Bă, ce spawn de sat. O. Dacă ok. Am vrut să zic, dacă închelcă o găină, puneți like. Aici este... casa mea. Iată încă o fermă. Iată. Aici e sădit. Tu tot lucrezi fermier? Da, tu tot lucrezi fermier. Iar tu tot? Hai să nu ne certăm, să lucrăm împreună. Ok. Ce pot să-ți cumpăr? De la aici. Îmi cumpăr pâine. De mâncare. Ok, mulțumesc. La revedere. La revedere. Ok, și tot ce am trebuie să duc. Ok, iată, am sădit. Și acum plec acasă. Încă trebuie să știu unde se află casa mea. Iată. Și trebuie să pun tot la mine în chest și șeful o să-mi vie și o să-mi ieie tot. Și o să-mi dă de mâncare. Ok, îmi pun mermeralele. Tot pun în chest. Ok, hai să ne plumbăm în acest sat. Satul se numește satul 13. Da, aici sunt mai multe. Satul, ok, îmi este a mânca.
Și șeful meu mi-a zis, dacă tu lucrezi o săptămână și lucrezi foarte bine, îți dau o casă construită și foarte frumoasă. Mi-e interesant ce casă o să-mi deie. Ok, eu vreau să dorm, sunt obosit, mi-este foarte somn, acum de azi dată m-am sculat târziu, ok. Ok, iată, revenit. Și de să dau la comentarii și nu înțeleg ce s-a întâmplat. Ok, nimic nu s-a întâmplat. Băi, iată ce... Oh my god! Voi vedeți ce e asta? Aici sunt... albinele sau odată? Oh, iată băi ce am găsit. Aici este încă o fermă. Hai să o sădim. Ia iese. Ok, hai să ne plâmblăm. O, băi, încă o fermă. Aici deamă sunt... Aici deamă e locul. Băi, lucrul meu nu e chiar fermier. Lucrul meu este să strâng mâncarea din fermă, iar fermier aici este omul cealaltă. L-ați văzut? Care mi-a dat pâine. El sădește, iar eu string mâncarea. Bă, uitați-vă ce la cartofi. Cartofi otrăvită! Ok, hai să sădim. Cum am intrat aici? Foarte bine, m-am folosit cu... am venit în satul acesta, din orașul meu am venit în satul acesta și am venit cu un contract de muncă, măcar undeva să-mi găsesc o de muncă. Și am întâlnit acest sat, am avut contract de muncă și mi-a propus și șeful acestui sat, m-a propus stringător de mâncare, nu știu, cumva așa se numește lucrul meu, sau ajutorul lui fermier. Dacă e ce este casa mea? Ok, dă să eu să citesc o carte. Am citit ce am încesc. Nimic. Așa, vreau o casă, bă, mă, a rămas o dată casa aceasta. Ok, aici este sat, aici mi-aș trebui resurse, nu aici mai lucrez. Ok, hai să... Ok, hai să ne mai plimbăm prin sat. Uite o puciu, dar cum îl cheamă? Nu te atinge de el, pe dânsul îl cheamă Jack. Jack sau Jack? Jack. Ok, ce puciu? Uite o puciu frumosul meu. Așa aș vrea și eu acum. Ok, aș vrea și un copil, dar nu doresc. Ok. Când îmi vine plata, trebuie să lucrez o săptămână și peste o săptămână îmi de... uite pe ce am găsit. Pot să mă scoam. Blu, blu, blu. Mai ne dușem. Ok, hai să vedem ce este aici. Hai să vedem ce este la doilea etaj. Nimic. Hai să vedem ce este la următorul etaj și tot nimic, dar am găsit. Hai să ne dăm jos.
Hai. Ok, mă duc pentru mine să string niște copac. Bă, de-am vine noaptea, am întârziat. Ok, hai să intrăm în casa noastră. Bă. Ok, de până când să muncesc, dacă ok, că nu mi-am curat. Scuze, dar eu dorm. Nu. Am înțeles. Scoală-te, te rog. Dă-mi să dorm! Cum sunt monstru? Cum sunt monstru? Oh, ce se rozi! Ai, m-a rănit. Ok, mie nu-mi place când intră străini. A, bă, nu intrați, intrați la... Nu ferma ușa! Dar tu ce vrei? Câș, 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 câș. Nu intra. Ce-o? Scoală-te, eu dor. A, bă, ce, vă iubiți prin... Ai! De ce te am pe mine? Bă, trebuie să-mi fac un sabie. Ok, mă duc repede să strâng copac. Bă, ce noroc tu n-ai. Să mânc niște cartofi. Ok, și hai să luăm copac și din copac să crăftui ceva. Oh, iată. Acest nou content la mine pe canal se numește Eu lucrez fermeie. Eu trăiesc în satul numărul 13. Ok, hai să stricăm niște copac. Șeful nu să-mi zică nimic, că această casă nu este cumpărată de mine, mi-a dat voie să trăiesc. Nu mi-aș încurca patul meu. Ok, hai să plec acasă. Bă, unde e casa mea? A, iată. Ok, hai să punem tot în testul nostru. Ok, mă duc să lucrez. Peste 5 săptămâni. A trecut, iată, săptămâna și vine rândul să-mi facă casa mea. A întrebat șeful, șeful amuci, cheamă lucrători să-mi facă casa mea, ce este straniu. Ok. Așteptați, mă sună. Aha. Băi, vine în oraș, tu ai niște treabă, trebuie să despre casa ta în oraș. O lăsați să vie oase. Cine să vie? Să vie prietenii voștri în casă? Cui vreți să dați casă? Casa mea vreau să dau la părinți din orașul Ungheni. Da.
Părinții voștri v-a zis să vă sunăm și să vă întrebăm dacă îți poate ieși să trăiască în casa voastră. Dacă voi nu veniți în oraș și trăiți în satul numele 13, noi vă dădem casa la părinții voștri, adică proprietatea voastră din orașul Ungheni la părinții voștri. Ok, puteți să-i dați. Vă trebuie să scrieți un contract. Ok, am ușor să plec. Eu plec. Ok, baga! Baga! Ok. Eu plec. Ok, iată, eu am construit casa aproape toată. Bă, se filmează măcar. Da, tot timpul era pauză. Ok, hai să o construim. O construim. Hai să o construim. Cât mai repede, cât mai bine. Aici, dacă vă place, puteți să vă faceți triplu. De așa ceva, da? Eu așa fac. Ok, să pun mobilier sau nu? Ok. Casa este construită, iar TV Games, așa se numește lucrătorul, care trebuie, așa se numește omul care a vrut să aibă așa casă. El o să-și cumpere mobiliera. Să construim. Tring. O venit ora de mâncare și eu termin lucrul, pentru că trebuie să plec acasă. Ok, îmi pornesc și zbor. Ok, eu plec în orașul Ungheni. Eu plec în orașul Ungheni. Ok, prieteni mei, puneți like dacă v-a plăcut acest video și dacă vreți să vedeți a doilea episod. Eu lucrez fermier și vreți să vedeți cum de-amă eu construiesc această casă. Șeful a zis primul etaj și iar meșterul o să încrostească și a doilea etaj ca să mai plătească mai mult, iar a venit timpul să plece acasă. Ok. Puneți like dacă v-a plăcut acest video, cu nu uitați, cu voi a fost TV Games sau Alexandru Placa. Paca, de ce te-am ploaie vine?